ce treabă, se poate face. Nu se poate așa. Gardul mai este o mână, 20 cm de la gard și lăsat așa. Este foarte urât, trebuia să lucreze cum s-a lucrat de la vecinul mai încoace și era e altă problemă, rămânea iarba, pământul, altfel, altă... Na, eu ce să spun mai mult de atâta? Eu n-am nimic cu nimeni, dar să facă treabă bună. Nu să mă trezesc eu după aceea cu probleme. Da, care este teama dumneavoastră? Că se prăbușește gardul? Da, da, da. Da, asta este, că de la ploi, de la zăpadă, de la asta se poate duce pământul, că nu e de asta. Vedeți că e... Cum este aici, e... Smacină. Nu e, ca să ziceți că eu... Uitați. Na. Și ați luat legătura cu primăria? Am luat cu viceprimarul, i-am spus că așa trebuie, așa au proiectul. Nu știu ce poate să facă mai mult de atâta. Așa se lucrează, noi trebuie să tacem din gură. Nu poate să bagem proiect. Au predat la domnii de aici și ei fac atare lucrările respective. Da, înainte de a face rigolele astea când ploua, erați afectat, sunt fundat pe aici? Nu, niciodată n-am fost, nu. Nu, n-am avut treabă. Aici nu sunt, vai de mine, ploile de pe lume ca să zici că ne inundă sau nu știu ce. Nu, nu. Dar, uitați dumneavoastră în ce situație suntem și ne-a pus. Dacă era să taluzeze până sus, nu era problemă. Băi, este, deci de acolo în sus punea tot așa ciment. Nu era problemă. Deci era susținerea și la gard și la toate. Dar așa spuneți și dumneavoastră. Eu n-am nimic cu nimeni, dar e problema că... Uitați dumneavoastră cum arată. Și așa va rămâne. Deci nu este altă schimbare, ca să spuneți că... Și nu pot să mă... Cu cine să mă bat, cu cine să mă lupt, cu cine să... Nu am. Domnule primar, să spuneți, vă rog, situația referitoare la acel drum este comunal, da? Da, drumurile care le facem acum modernizare pe programul Anghel Salini. Avem un proiect care trebuie să respectăm. Vom respecta proiectul. Orice doleanțe sau ce lucrări mai sunt în plus, se pot suplimenta din partea primăriei, se vine cu un proiect de hotărâre în fața Consiliului Local, se suplimentează cu lucrări necesare și se pot face. Dar deocamdată avem un proiect care trebuie să respectăm. Deci, până la urmă, rezultatul va fi unul satisfăcător pentru toată lumea, da? Bineînțeles că noi lucrăm pentru oameni și întotdeauna toate cererile, atât timp cât au fost legale, s-au rezolvat și le vor rezolva cu siguranță. Okay.